De la ce să cerim ajutor? Nimeni nu se uită la noi. Suntem mici, nu avem nimica. Nimic absolut. Te bătaie de joc. Trebuie să spui, să lămurească la cetățeni că nu se luăm bilete. Nu e nicio regulă în țara asta. Și fără bani, fără haine, hainele de acolo unde rămas, eu sunt complet fără nimică să aici. Nu vreau să fiu rea, dar într-un fel oricare ne simțăm străini și pe teritoriul țării noastre. Eu nu știu, Ministerul Afacerilor Externe, vă rog, uitați-vă și la noi, nu fiți așa indiferenți. Ce se întâmplă? Nu ne-au dat voie să ne urcăm în avion ca să plecăm la Milano. Aveam viza de reședință acolo, copilul la grădiniță, soțul lucrează în domeniul alimentar, are scrisoare de la lucruri care îl cheamă și eu am scrisoare, dar asta e situația, nici n-au văzut să uit acum la documentele noastre. Am documente, am tot, permisul, carte de identitate acolo, contract de muncă l-am, am venit pe 5 zile și să-mi fac când scăde pașaportul. Și am venit pe data 2 mart și am dat la 5 zile să ne-l fac și înapoi când nu m-am tot întoarce. Și am permisul de sojer, n-am tot, cu contractul de muncă l-am acolo, eu nu l-am luat cu mine aici, că salariat am eu la bilet. Italienii dau voie, dar Moldova nu dă voie. Nu, la procurare a spus să completăm autorizația și să scrim tot și am completat. Ei nici nu s-au uitat și acum când am venit, tot a început să spui că contracte, faina aveți una alta, tot scuze de toate felurile. S-a inventat că trebuie să-i contract de muncă. Eu am familia acolo, deja practic aproape 9 ani trăiesc acolo, vin numai pe o lună în vacanță în Moldova. Data asta am venit să-mi reînnoiesc buletinul. Vă arăt și-o diferență de căsătorie cu italian și nici așa nu m-a ajutat plecării. Contract de muncă și contract de muncă cu adeverință de căsătorie cu italian. Unde s-a mai văzut așa ceva? Cu ajutorul deputatului n-am putut face nimic. Vă închipuiți! Flaionul nici nu se uită. Pentru ce vând biletele? Care să facă bani pe schinarea lumii. De ce în jur de 30 de persoane nu au fost îmbarcate? Eu nu pot da așa detalii. Dar cu cine pot să vorbesc? Nu putem să mai informăm. Compania Dar cine poate să răspundă? Compania Fly One, 100.003. Noi nu deținem așa informații. Deci caut pasagerii nu au plecat, au fost reținuți. Все операторы заняты. Просим вас подождать или задать свой вопрос в рубрике «Связаться с нами» на сайте www.flyone.nd. Din păcate, nu sunt respectate și apărate drepturile de consumator acestor oameni, nu sunt respectate drepturile de cetățean, pentru că decretele italiene în legătură cu criza în derulare spun clar că toate persoanele, cetățeni italieni sau străini care au viză de reședință pe teritoriul italian, au dreptul de a se reîntoarce în țară. Și noi până la urmă nu am avut explicația de ce nu au fost îmbarcați.